scrieți împreună cu mine la Psalmul 17. Psalmul 17 este intitulat, poate în mod redundant, poate în mod suplimentar, o rugăciune a lui David. Majoritatea psalmilor sau o mare parte din psalmi sunt rugăciuni, dar într-adevăr acest psalm este intitulat și este în mod deosebit o rugăciune a lui David. David, dacă citim în Scriptură, a avut o viață de altfel plină de necaz, plină de încercări și pentru că a avut o viață plină de încercări și pentru că a avut o viață plină de necaz, a avut și o viață plină de rugăciune. Aceste două lucruri parcă merg mână în mână. Necazul și rugăciunea merg împreună. Și omul necredincios, până la urmă, când ajunge în mare tragedie, în mare necaz, se roagă. Zicea un doctor, la un moment dat, și pe masa mea de operație nu sunt atei. Pe drum, în școli, în biserici chiar, e plin de atei. Pe masa de operație nu sunt atei. Când ajungi gol și dezbrăcat și la cuțitul doctorului care e gata să te despice în două, cel mai mare ateu zice un Doamne, Doamne. Și David a avut partea lui suficientă de necazuri, de încercări, de dușmani, de prigoană, așa că a avut o viață bogată de rugăciune și o mică parte din viața lui de rugăciune o avem transcrisă în psalm și psalmii sunt un loc de adăpost, un loc de refugiu atunci când noi trecem prin aceste încercări, atunci când noi avem aceste dificultăți, putem să alergăm la psalm ca să învățăm cum să ne rugăm de la acest om al lui Dumnezeu, acest om care știm din Scriptură că era cu o inimă plăcută lui Dumnezeu, pentru că realmente era un om dependent de Dumnezeu, un om cu greșeli, un om care a căzut deseori, la fel cum cădem și noi deseori, dar un om care a știut ca să alerge întotdeauna la Dumnezeu în rugăciune. Și este interesant cum tragedia ne înflăcărează așa de repede viața noastră de rugăciune. Nu numai că ne rugăm mai mult când avem necaz, dar ne rugăm cu adevărat. Dacă până în acel moment ne-am rugat așa din formalitate, în acel moment de tragedie, de suferință, în acel moment în care problemele devin așa de mari încât nu știm ce să facem, ne rugăm cu adevărat. Ne rugăm cum nu ne-am mai rugat niciodată în viață. Cred că tema centrală a psalmului este prezentată încă din primul verset, tema fiind rugăciunea adevărată a unui om adevărat, a unui om credincios. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată. Ia aminte la strigătele mele. Pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Ia aminte la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Mi-am pus întrebarea ce este aceea o rugăciune prefăcută. Că David spune că el strigă către Dumnezeu și el strigă cu buze neprefăcute și este interesant cum dacă până în acel moment am vorbit așa formal și am vorbit așa scăzut în ton, parcă în momentul rugăciunii adevărate, în momentul rugăciunii în fața necazului, nu mai contează formalitățile, nu mai contează corectitudinea și strigăm în fața lui Dumnezeu. Nu ca și unii care ne-am ieșit din minți, dar poate ca și unii care pentru prima dată în viață suntem cu mintea întreagă și realizăm ceea ce suntem și unde ne aflăm. Ce este aceea o rugăciune prefăcută? Probabil că fiecare dintre voi aveți impresia, sau cel puțin eu am impresia despre mine, că de multe ori ne facem doar că ne rugăm. A devenit un obicei, a devenit ceva care este aproape mai mult decât intuitiv, este un reflex, ne rugăm din obligații, ne rugăm din formalitate, mulți dintre noi ne rugăm înainte ca să știm să vorbim. Veneau părinții la masă, hai roagă-te și tu. Doamne, 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 amin. O, ai scumpul de el. Și este foarte bine ca copiii noștri să roage de când pot rosti primele cuvinte.
Problema e că de multe ori ne rugăm cum ne rugam atunci și acum. Fiind oameni mari, ne rugăm doar din obișnuință. Pentru că așa trebuie să facă omul religios. El trebuie să se roage. Dar mai rău, de multe ori ne rugăm doar din interese. Pentru că vrem ceva de la Dumnezeu. Adevărata rugăciune este o comuniune cu Dumnezeu, este o părtășie cu Dumnezeu. În ceea Biblia ne spune să ne rugăm neîncetat, pentru că atunci când ne rugăm, stăm în părtășie cu Dumnezeu și ar trebui să fim în părtășie constantă cu Dumnezeu. Relația noastră care avem cu Dumnezeu este unică în faptul că poți avea acea părtășie în mod constant. Nu depinzi de nimic, poți fi în părtășie cu Dumnezeu oricând, oriunde. O asemenea relație nu poți avea cu nimeni. Nici cu cel mai apropiat prieten, nici cu soția ta, nici cu soțul tău. Atunci când ești departe de soția ta, relația în mod inevitabil suferă, pentru că sunteți depărtați unul de altul, dar Dumnezeu este întotdeauna în preajma ta. Și ești chemat să fii într-o stare de comuniune cu El. Rugăciunea este comunicarea cu El, este o discuție între tatăl și fiu, între fiică și fiu, între fiică și tată. Dacă comunicarea și trupești deseori suferă, relația noastră și comunicarea noastră și comuniunea noastră cu Dumnezeu este una care ar trebui să fie neîntreruptă și neprefecută. Dacă soțiile noastre, noi care suntem soții, dacă soții noștri și-ar dori ca să petreacă timp cu noi doar atunci când doresc să obțină ceva, doar atunci când vor favoare de la noi, hai să fim sinceri, toți suntem vinovați de asta. Toată săptămâna n-ai timp de soț. Sau n-ai timp de soție. Și dintr-o dată când vrei ceva, soțiilor, vreți să mergeți la mall. Soților, vreți ceva. Altceva, nu zic ce. Știți. Dragul meu. Drăguțule. Bărbați. Dragostea mea. Femeia mea care o iubesc cel mai mult. Băi, dar tot aceeași femeie a fost toată săptămâna. Tot același bărbat a fost toată săptămâna. Ce s-a întâmplat? Dacă vrem să fim în comunicare și, și în comuniune cu soții noștri, doar atunci când vrem ceva de la ei, nu am trage și nu tragem de multe ori în mod legitim concluzia că sunt prefăcuți? Că dragostea lor nu este autentică? Este acei prieteni care te sună doar când au nevoie de ceva. Și tragi concluzia că nu sunt prietenii tăi. Pentru că nu te caută și nu te sună și nu doresc comunicare și comuniune cu tine atunci când ești la spital, atunci când ai probleme. La fel cum soții care se iubesc doresc comuniune autentică, și credinciosul adevărat tânjește după o relație reală cu Hristos, una autentică, una care nu este pe interese. La fel cum prietenii adevărați doresc o părtășie reală unul între altul, fără interese, fără ca să fie prefăcută, și credinciosul adevărat dorește o părtășie autentică cu Dumnezeu. Dar de multe ori, ne rugăm doar să obținem ceva. De multe ori, fraților, vrem să mergem la molul lui Dumnezeu. Și ne purtăm foarte frumos cu El să ne ducă la mol. L-am neglijat toată săptămâna, n-am dat 2 bani pe timpul nostru împreună cu El, n-am comunicat cu El, n-am avut comuniune cu El. Dar vine weekendul și vrem să mergem la mol. Și vrem să ne cumpere ceva. De multe ori ne rugăm doar să obținem ceva. Mai mult, de multe ori îl ispitim pe Dumnezeu pentru că ceea ce ne dorim și ceea ce îl implorăm ca să ne dea nu este drept, nu este după voia Lui, nu este după cuvântul Său.
Priviți, David spune, Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată. Dar de câte ori nu este pricina noastră vinovată? De câte ori nu vrem ca Dumnezeu să facă ce ar fi nedrept? De câte ori nu vrem ca Dumnezeu să ne dea ceea ce nu merităm? De câte ori nu vrem ca Dumnezeu să împlinească ceea ce știm că este împotriva cuvântului Său? Și totuși strigăm către Dumnezeu și plângem către Dumnezeu și îl implorăm ca să ne dea ceea ce vrem. Doamne, dacă mă iubești, îmi dai. Contează că nu merit? Nu contează că e împotriva voii tale? Nu contează că e împotriva cuvântului tău? Dacă mă iubești cu adevărat, îmi dai. Șantaj divin. Vrem ca Dumnezeu să plece urechea Lui. Dar strigătele noastre sunt pentru o pricină vinovată și strigătele noastre sunt de pe buze prefăcute care nu își doresc o comuniune și o comunicare autentică cu Dumnezeu, ci este doar pentru un interes sau este doar din formalitate. Adevărata rugăciune este rugăciunea omului adevărat, este rugăciunea omului drept. David spune să arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Ce curaj! Ce tupeu chiar ca să vorbești în asemenea manieră înaintea lui Dumnezeu. Aproape că am zice că David este obraznic să vorbească așa înaintea lui Dumnezeu, dar întrebarea este, noi de ce nu putem sau de ce nu vorbim așa? Pentru că suntem mai smeriți, mai simțiți, mai cu bun simț, sau pentru că suntem mai vinovați? Pentru că știm că cerem ce n-ar trebui ca să cerem. Pentru că știm că dorim ce n-ar trebui să dorim. Pentru că știm că iubim ce n-ar trebui să iubim și vrem să ne folosim de cel care ne poate da orice. Adevăratul credincios vrea să îi se facă dreptate. Ba mai mult, adevăratul credincios, mai mult decât dreptate, vrea ca să fie făcut drept. Vrea să devină într-adevăr drept. Vrea ca Dumnezeu să-l îndrepte. Eu cred că David știe că prin această sintagmă, prin această vorbire cu Dumnezeu, provoacă pe Dumnezeu să-l îndrepte. Să-i spui lui Dumnezeu, care este de trei ori sfânt, să privească la dreptatea ta. Trebuie să știi că nu vei fi găsit drept. 100%. David era într-adevăr drept în cauza aceasta. Rugăciunea lui este împotriva, în contextul vrășmașilor săi, care căutau să-l omoare pentru că ziceau că complotează împotriva împăratului și David nu era vinovat de aceasta. Dar era vinovat de multe. Știa că nu are cum să fie găsit 100% drept și totuși invocă în fața lui Dumnezeu această chemare ca să fie cercetat de Dumnezeu și ca Dumnezeu să se uită la neprihănirea sa. Dacă îmi vei încerca inima, zice David, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Căci ceea ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Este corect să ne aducem cazul nostru înaintea mărețului judecător dacă nu suntem pregătiți să fim cercetați de acel judecător. Este corect ca să apelăm în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, fă-mi dreptate, dăm ceea ce vreau fără să fim dispuși să fim cercetați de El. Fără să fim dispuși ca El să intre în inima noastră și să ne arate ce este acolo. Dacă o vei cerceta noaptea, spune David, ce vede oare Dumnezeu în inima noastră în adâncul nopții? Acolo unde nu numai că nu poate ca să vadă nimeni, dar acolo unde nu mai trebuie ca să fim prefăcuți în fața nimănui. Putem da masca jos. Putem fi 100% autentici. Putem gândi și spune ceea ce vrem să spunem.
În lumina zilei, poate din rușine, poate din o conformitate la norme sociale, spunem ceea ce trebuie, chiar dacă gândim altceva. Dar în adâncul nopții, în adâncul inimii noastre, când lumina nu mai pătrunde, când suntem doar noi, singuri, ce vede Dumnezeu când se uită cu ochiul Lui în adâncul inimii noastre atunci când este beznă? Ce ar vedea oamenii dacă ceea ce am spune ar fi ceea ce am gândit? Ce ar crede oamenii din jurul nostru? Ce ar crede prietenii noștri? Ce ar crede familia noastră? Ce ar crede soțul sau soția ta dacă ceea ce ar spune ar fi exact ceea ce gândești? Așa te vede Dumnezeu. Așa mă vede Dumnezeu. Dumnezeu nu este păcălit de faptul că eu m-am îmbrăcat frumos, m-am pieptănat, mi-am pus o cămașă și un costum și m-am urcat la amvon. Dumnezeu știe ce este în adâncul nopții în inima mea. Ce minunat ar fi dacă din gura noastră, dacă din gura noastră ar ieși doar ceea ce gândim și în același timp ar ieși doar ceea ce ar trebui să iasă. Ce minunat ar fi dacă ceea ce gândim ar fi ceea ce trebuie să gândim și ceea ce spune ar fi ce trebuie să spunem. Adică să fim drepți și în gând și să fim drepți și în fapt. Într-adevăr, suntem ceea ce gândim. Mai devreme sau mai târziu, devenim ceea ce gândim. Dacă pentru un moment sau pentru o perioadă scurtă sau poate pentru o perioadă lungă putem ca să păcălim pe cei din jurul nostru, gândind una și făcând alta, până la urmă ceea ce suntem în interiorul nostru devine ceea ce suntem în exteriorul nostru. De aceea Biblia spune la un moment dat, priviți la sfârșitul vieților lor, să vedeți sfârșitul lor, că până la urmă omul se dă pe față. O lună, un an, 5, 10, 20, poate fi prefăcut. Dar până la urmă omul se dă pe față, ceea ce este în lăuntru, ceea ce gândește în inima lui. Aveți spune, cât privește legăturile cu oamenii, ce cu din jurul lui, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori, de calea celor răi. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Cum vom sta? Cum vom sta până la capăt neclintiți pe cărările Domnului? Zice, mă feresc de calea celor răi. Dar cum? Cum voi realiza această realitate? După cuvântul buzelor tale. Psalmistul ne întreabă în Psalmul 119, cum își va păstra tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Nu avem nicio altă șansă decât în mod constant să ne îndreptăm viața, să ne îndreptăm gândirea după cuvântul lui Dumnezeu. Este extrem de important ca să fim îmbibați cu cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât gândirea noastră să devină gândirea lui Hristos. Pentru că doar așa vom deveni ca și Hristos când gândim ca și El. Ceea ce suntem aici înăuntru devine ceea ce suntem în afară. Până la urmă facem ceea ce gândim. Inima noastră nu este altceva decât colecția totală a personalității noastre, a gândurilor noastre. Rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu merg mână în mână. Dacă nu ești saturat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-L iubești, dacă nu-L cunoști, dacă mintea ta nu lucrează în formule biblice, nu mai te ruga, că te rogi pe degeaba. Nu știi cum să te rogi, nu știi cui să te rogi. Nu ai habar la cine te rogi dacă nu cunoști pe Dumnezeul Scripturii. Uita la un film artistic. Zilele trecute era închipuit o țară din asta musulmană. Și un dictator care asuprea poporul și la un moment dat era diferite facțiuni de revoluționari care încercau ca să asurpe puterea. Și una dintre ele era condusă de un cleric musulman foarte, foarte zelos,
credincios după standardul credinței musulmane și să-și atingă scopul, răpește o fată de vreo 18 ani, care era în ceva de importanță președintelui, și o închide într-o cușcă cu scopul ca în câteva ore să o moare. Și fata, privind prin cușcă la el și la adepții lui, aude la un moment dat acel strigăt, acea chemare la închinare. Și omul își ia covorașul lui și îl deschide spre Meca, îl pune pe jos spre Meca și începe și să închină. Și fata, de după gratii din cușca ca un câine, privește la el uimit. Și când omul se ridică, se uită la ea și spune: ce-i baie cu tine? N-ai văzut vreodată un om credincios care se roagă? Câtă ipocrizie! Dacă nu cunoști Dumnezeul Scripturii și dacă nu trăiești după cuvântul Lui, te poți ruga de câte ori pe zi vrei și îndreptați către Meca sau către Ierusalim sau în genunchi sau în cap, nu contează, te rogi pe degeaba. Rugăciunile noastre sunt inutile dacă nu sunt prezente împreună în viața noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu sunt ghidate după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este acela care ne îndrumă pașii către rugăciune, este acela care ne învață cum să ne rugăm, care ne învață cui să ne rugăm, care ne învață ce să cerem. Domnul Iisus le spune la un moment dat: cereți orice în numele meu, adică pentru slava mea, după voia mea, orice îmi veți cere, vă dau. Și știți ce le spune imediat după? Până acum nu mi-ați cerut nimic. Nu că nu v-ați rugat, dar nu mi-ați cerut nimic. Pentru că inima voastră este departe de inima mea, pentru că gândul vostru este departe de gândul meu. Pentru că ne rugăm ceea ce credem noi că ar trebui să ne rugăm. Pentru că vrem de la Dumnezeu ceea ce credem noi că ar trebui să vrem de la Dumnezeu. Și lucru foarte trist este că Dumnezeu vrea mult mai mult decât vrem noi. Tu vrei să fii bucuros, Dumnezeu vrea să fii mai bucuros. Tu vrei să fii fericit, Dumnezeu vrea să-ți dea o fericire mai mare. Tu vrei să fii bogat, El ți-a pregătit o moștenire infinită. Cuvântul Domnului este Cel care ne îndrumă pașii pe cărările Lui și ne îndrumă pașii către rugăciune. Când îl cunoști pe Dumnezeul Scripturii, vrei să fii în comuniune cu Dumnezeul Scripturii. Iar rugăciunea este aceea care ne cercetează inimile. Rugăciunea este aceea care ne luminează sufletul și ne arată ce este acolo în adâncul ei. Rugăciunea este acel moment când suntem singuri cu Dumnezeu și putem fi cercetați cu adevărat de Dumnezeu prin cuvântul Său care este în inima noastră și în gândul nostru. Atunci putem și noi să strigăm către El, pentru că știm că El ne ascultă, cum zice psalmistul. Dar degeaba implorăm pe Dumnezeu ca să-și plece urechea către noi, să asculte cuvântul nostru, cum zice psalmistul: pleacă-ți urechea spre mine și ascultă cuvântul meu. Degeaba îl implorăm să asculte cuvântul nostru dacă noi nu avem niciun interes în a asculta cuvântul Său. De ce să asculte El cuvintele noastre dacă noi nu ascultăm de cuvintele Lui? Foarte mulți se roagă. Foarte mulți se roagă așteptând ca să le vorbească Dumnezeu. Mă rog să-mi spună Dumnezeu. Să aud un cuvânt de la Dumnezeu. Este o prostie. Realitatea este că Dumnezeu a vorbit deja. Noi nu avem nevoie de rugăciune ca să auzim glasul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de rugăciune ca să ascultăm de ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Noi avem nevoie de rugăciune ca să auzim în sensul de a împlini, de a avea puterea de a pune în practică ce Dumnezeu ne-a spus deja. Problema noastră este că noi avem cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori fugim de cuvânt la Dumnezeu în rugăciune. Doamne, eu știu ce mi-ai spus, dar nu este altă variantă? O, cât aud un cuvânt de la Dumnezeu, între ghilimele, astăzi,
și încalcă cuvântul lui Dumnezeu, îl calcă și îl scuipă în picioare și fac exact invers de ceea ce Dumnezeu a poruncit în cuvântul său, pentru că le-a vorbit Dumnezeu. Cel mai bun caz le-a vorbit eul lor și în cel mai rău caz le-a vorbit Satan. Nu te ruga lui Dumnezeu să-ți vorbească, El ți-a vorbit. 66 de cărți ți-a scris și ți-a vorbit și glasul lui tună și astăzi dacă vrei să-l asculți. Roagă-te lui Dumnezeu ca să auzi glasul său în cuvântul său și să ai puterea să împlinești ceea ce ți-a poruncit să împlinești. Cercetarea de sine prin rugăciune, înainte de rugăciune, în lumina cuvântului, produce o atitudine corectă în rugăciune. Vedeți, David începe această rugăciune afirmând dreptatea sa. Și în cazul acesta, așa cum ziceam, era drept, nu era vinovat de păcatele de care era acuzat. Dar apogeul pledoariei sale a lui David către Dumnezeu nu este ancorat în propria sa dreptate. David, când ajunge la sfârșitul rugăciunii, după ce se cercetează pe sine, după ce se pune înaintea marelui judecător și îi cere lui Dumnezeu să-l judece, să privească în adâncul inimii lui, David abandonează acest apel la dreptatea proprie și merge înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, nu pentru dreptatea mea, ci pentru bunătatea lui Dumnezeu și pentru dreptatea lui Dumnezeu. David spune în felul următor: arată-ți bunătatea ta cea mare, cea minunată. Tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnici, de potrivnicii lor prin dreptatea ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale de cei răi care mă prigonesc, de vrășmașii mei de moarte care mă împresoară. Putem de-a dreptul obraznici cum ne rugăm lui Dumnezeu câteodată. Aproape că nu mai putem ca să o numim rugăciune. Rugăciunea este a cere cuiva stăruitor, îndeplinirea unei dorințe, unui serviciu, unei favoare. Știi că nu meriți și totuși ceri. Dar de multe ori ne rugăm lui Dumnezeu și ne bazăm pe meritele noastre și ne bazăm pe dreptatea noastră și suntem revoltați cum Dumnezeu nu ne dă ceea ce vrem, pentru că totuși noi suntem copiii Lui. Să ținem minte că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, nu ne cerem drepturile, ci cerșim favoarea Sa. Dumnezeu nu este obligat și nu este dator să ne dea absolut nimic. Și nu este mai puțin Dumnezeu și nu este mai puțin bun dacă nu ne dă. Dacă vom avea orice speranță pentru orice lucru bun în viața noastră, trebuie ca să privim spre Dumnezeu și nu înspre noi înșine. Trebuie să privim înspre meritele Lui, înspre caracterul Său, înspre cine este El și nu înspre cine suntem noi. În mod ultim, rugăciunile noastre trebuie să fie despre Dumnezeu și nu despre noi. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, pentru că într-adevăr orice izbândă, orice binecuvântare este un har minunat din mâna lui Dumnezeu. Orice lucru bun care îl primim în viața aceasta și în viața viitoare este din bunătatea abundentă a lui Dumnezeu față de noi. Doar un copil răzvrătit privește bunătatea tatălui său precum e ceva obișnuit. Știți, copiii fac acele faze, acele crize. Te duci la mall cu el și copilul vede o jucărie. Prima dată o ia așa, cu dulce: tati, nu-mi cumperi jucăria. Nu, tati, că ai deja multe acasă și asta numai o să, nu o să te joci cu ea și o să o strici. Hai, tati, că așa de mult te iubesc. Nu, tati, lasă, că nu. Uite, și nici nu avem foarte mulți bani și sunt alte priorități și... Tati, te rog. Și tata îi spune: mai uite, nu ți-o cumpăr. Trece la faza a doua, să țipă pe jos. Criză, să bate de pământ. Cum nu mi-o cumpăr? Că am fost așa de cuminte și am fost așa de bun și te-am rugat așa de frumos și te-am implorat și ești cel mai rău tătic și tu nu mă iubești. Și la tată și la mamă îi se frânge inima, știi? Și cumpără jucăria.
Apropo, cea mai mare greșeală. Nu cumpărați jucăria. Ați falimentat dacă ați cumpărat jucăria. Și știi ce face copilul? De multe ori. Ia jucăria, întoarce spatele la părinte și nici măcar nu zice mulțumesc. Pentru că crede că îi se cuvine. Pentru că crede că a dobândit-o. Cum? Pe prima dată s-a rugat frumos și după aia s-a bătut de pământ. E roada muncii lui, v-a muncit! Oameni buni, ne-au muncit! De aia nu mai zic mulțumesc, pentru că au câștigat-o! Jucăria aia lor, au plătit-o! Prin rugăciunea lor, prin țipetele lor. Numai un copil răzvrătit și rău se comportă cu Dumnezeu în așa fel. Doamne, te-am rugat frumos, nu m-ai ascultat. M-am bătut de pământ, mi-ai dat ce-am vrut. Mersi. Nici măcar nu zic mersi. Absolut orice binecuvântare, absolut orice primim din mâna Lui, nu este ceva meritat, nu este ceva obișnuit. Este har și marea Lui și minunata Lui bunătate. Dumnezeu nu revarsă binecuvântările sale peste copiii săi din obligație, ci este doar și absolut bunătatea Lui minunată. Orice har, respiri acum, este bunătatea Lui Dumnezeu. Ai onoarea și privilegiul să asculți cuvântul Lui, este bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă am obținut, și obținut e mult spus, dacă ne aflăm în favoarea Tatălui nostru divin, ne aflăm acolo prin Fiul Său, dacă suntem, cum zice psalmistul, lumina ochiului Său, dacă ne iubește cum iubește un tată sau o mamă pe copilul său, să nu ne comportăm. Să nu ne comportăm vreodată de parcă acea favoare ar fi ceva meritat. De parcă până la urmă e tatăl meu și trebuie să-mi dea ceea ce am cerut, pentru că de aia e tatăl meu. Pentru că făcând așa ceva, fiind ca acel copil care se bate de pământ în mol, nu facem altceva decât să dovedim cât de lipsiți de merit suntem. Știi, când copilul acela se bate de pământ și dai jucăria și după aia îți întoarce spatele și uită de tine, nu face altceva decât să confirme că n-a meritat jucăria. Atunci când ne comportăm precum toate ni s-ar cuveni, suntem departe de Tatăl nostru. Departe de a-L cunoaște, departe de a-L iubi. Dacă l-am iubit, am fi ca și acești copii care, acei copii care când le spui, nu tată, nu-ți cumpăr jucăria. Spune bine, tată, înțeleg și totuși te iubesc. Pentru că acei copii știu că tatăl și mama știu mai bine ce au nevoie și ce-i bine pentru ei. Tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnicii lor, prin dreptatea ta. Dacă este să apelăm la dreptate în modul ultim, trebuie să apelăm la dreptatea lui Dumnezeu, pentru că dreptatea noastră nu este suficientă. Pentru că noi nu putem să primim decât favoare și nu dreptate dacă vrem să primim ceva bun. Noi nu am primit nimic rău în această viață care nu ar fi fost meritat. Absolut nimic rău. De la iad în sus, tot ce avem este harul lui Dumnezeu. În comparație cu iadul, da, a trăi o viață în care suferi toată viața de cancer este un har al lui Dumnezeu. A trăi o viață în care nu faci nimic decât să suferi, să vină câinii să-ți lingă bubele, este un har de la Dumnezeu în comparație cu ceea ce meriți. Problema este că omul în starea lui naturală, în starea lui decăzută, este vrednic de iad, dar crede că merită raiul. El se uită spre cer crezând că acolo merită el să fie și orice-i sub nivelul cerului spune, Doamne, dar cum se poate? Când de fapt ar trebui să privească spre iad, știind că acolo trebuie să fie și orice primește care nu este iad, se spune, Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru soare, pentru că nu-l merit. Îți mulțumesc pentru apă, pentru că nu-l merit. Îți mulțumesc pentru familie, pentru că nu merit. Nimic rău nu am primit în viața aceasta care nu este
meritat. Atunci când suntem scutiți, atunci când suntem scutiți de suferință și beneficiem de har, nu este din pricina dreptății noastre, nu este pentru că merităm acel lucru bun, ci este din pricina dreptății lui Dumnezeu, care a luat asupra sa ocara și a plătit prin suferința plata păcatului nostru. Ca acum să primim prin dreptatea sa și nu a noastră binecuvântare și nu osândă. Să primim prin dreptatea sa har și nu dreptate, care ne-ar fi condamnat, care ne-ar fi osândit. Și Pavel spune la Romani 3, de exemplu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, a lui, nu a noastră, în așa fel încât să fie neprihănit. Adică ce spune Pavel? Atunci când este bun cu tine, el pune în pericol dreptatea sa, pentru că tu nu meriți asta. El pune în joc neprihănirea lui. El este nedrept față de tine. Când Dumnezeu îți zâmbește printr-o rază de soare, când Dumnezeu te mângâie prin sursurul vântului, când Dumnezeu îți dă hrană, când Dumnezeu îți dă viață, el este nedrept că tu nu meriți. Și ca să fie nedrept și ca să își revarse harul său în așa fel încât el să rămână totuși drept, că el este sfânt și nu poate să încalce dreptatea lui, ce a făcut? L-a trimis pe Hristos, care a luat ocara păcatului asupra lui și te-a socotit pe tine neprihănit prin credință în Iisus Hristos. Și primești îndurare, și primești bunătate, și primești dragoste, care nu meriți, pentru că El privește la tine și îl vede pe Hristos, dacă tu te încrezi în Iisus Hristos ca Mântuitorul tău. Este în această atitudine, este în această convingere, în această credință în bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, unde ne vom găsi într-adevăr izbânda. Dacă nu avem această credință, dacă nu avem această convingere lăuntrică până în măduva oaselor noastre, până la urmă, cei răi și cel rău ne va cuceri. Cei răi caută să ne omoare, cel rău caută să ne înghită. David spune, ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ, parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Asta este satana, asta sunt cei răi care vor ca să pună mâna pe credincios. Mulți dintre noi poate n-am experimentat ceea ce experimentează David aici. La noi orice mică problemă, întâmplătoare între ghilimele, și credem că universul este împotriva noastră. Nu știu dacă știți ce înseamnă să fie oameni care realmente stau și complotează împotriva voastră. Nu mă refer doar la satana, el garantat că o face. Și să știi că există în lumea asta oameni care stau și cugetă, stau la pândă ca și leu să pună mâna pe tine. Nu e plăcut. Să știi că există ședințe în care se discută cum să te dărâme. Să știi că este unul care se trezește dimineața și se gândește cum să-l distrug eu pe ăsta. E terifiant să te gândești că există oameni în lume și există cel rău care nu caută să facă altceva decât să fii prada lui. Și siguranța noastră nu poate fi altundeva decât în mâna Domnului. Liniștea noastră și pacea noastră nu poate fi altundeva decât în mâna Domnului. David spune, scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrășmașului, doboară-l, izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, pentru că altă speranță nu am. David concluzionează rugăciunea lui către Dumnezeu cu un contrast între omul lumesc și omul credincios.
Versetul 14 și 15 concluzionează psalmul printr-un contrast între acest om credincios care se roagă lui Dumnezeu cu deplină credință că Dumnezeu este scutul său, că Dumnezeu este izbăvirea sa, și omul lumesc. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acestea care și-au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Omul lumesc este descris ca unul care își are partea lui în viața aceasta. Ei sunt flămânzi după bucuriile lumii acestea și deseori le primesc. Ba mai mult, zice David că Dumnezeu este cel care le umple stomacul. Dacă vrei să știi de ce celui rău îi merge bine, pentru că Dumnezeu îi dă. Îi dă bani, îi dă avere, îi dă mâncare, îi dă tot ceea ce tu îți dorești. Și sunt satisfăcuți de ele. Pentru că partea lor, moștenirea lor, singura lor bucurie este aici și acum în viața aceasta. Ei nu mai au nimic dincolo bun. Omul credincios, în schimb, omul care înțelege că ce este acum și aici este trecător, omul care înțelege că câștigul lor pe nedrept, că bucuriile lor de aici sunt nimicuri, omul credincios este cel care va vedea fața lui Dumnezeu. Este cel care se trezește și se satură de chipul lui Dumnezeu. Omul credincios nu se poate sătura, nu poate fi satisfăcut de asemenea lucruri. Nu poate fi satisfăcut de bani, nu poate fi satisfăcut de sex, nu poate fi satisfăcut de faimă, nu poate fi satisfăcut de absolut orice din această lume. Se trezește, aleargă după ele. De multe ori când este rătăcit, de multe ori reușește să obține și la sfârșit de zi când se culcă, nu este sătul și nu este satisfăcut, pentru că omul credincios, omul lui Dumnezeu, omul din Dumnezeu nu poate să fie satisfăcut decât în Dumnezeu. El este satisfăcut, el este împlinit doar în Dumnezeu. Problema noastră, fraților, nu este că nu suntem satisfăcuți pentru că nu avem ce vrem. Problema este că vrem ce n-ar trebui să vrem. Ceea ce ne poate satisface pe noi, avem deja. L-avem pe Dumnezeu. Avem comuniune cu El. Avem părtășie cu El. Dacă nu suntem satisfăcuți aici și acum, este pentru că încă alergăm după lucruri care nu ne pot satisface. Rugăciunea are acest efect minunat care l-am văzut chiar în acest psalm. Cererea noastră, la fel ca și cererea lui David, este transformată prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu, în realizarea că deja Dumnezeu ne-a dat totul. Dar frate, cum mi-a dat totul? Pentru că uite, mie îmi lipsește aia. Nu. Lucrurile nu te pot satisface. În realizarea că pentru copiii lui Dumnezeu nu există răspuns negativ la rugăciunea celui credincios. Pentru aleșii lui Dumnezeu nu există din gura lui Dumnezeu nu. Nu există răspuns negativ la rugăciune. Dumnezeu nu zice vreodată nu. Zice nu încă. Nu acum. Nu aici. Tu vrei bucurie? Zice există bucurie deplină. Nu o să ai toată aici. Te așteaptă în veșnicie. Vrei belșug, cum nu-ți poți imagina? Nu bani, nu euro, nu belșug. Belșug care nu poate fi putrezit, care nu poate fi stricat. Dumnezeu nu zice nu. Nu încă. Moștenirea ta este în ceruri. Moștenirea ta este în Hristos. Față de aleșii săi, Dumnezeu nu răspunde niciodată negativ. Răspunsurile lui care noi le considerăm negative sunt doar îndepărtarea noastră față de lucrurile care nu ne pot împlini, pentru ca să ne apropiem de singurul lucru, de El, de Dumnezeu, care este împlinirea noastră.
Pentru că partea noastră nu este ca și cei din lume, aici și acum. Partea noastră, fraților, este Dumnezeu. El este moștenirea noastră. El este comoara noastră. Nu știu voi, dar eu aș da tot ce am. Aș da tot ce am mai bun să fiu un pic mai aproape de Dumnezeu. Conștientizez în viața mea personală, nu știu cum e în viața voastră, că toate nemulțumirile mele, toată durerea care o simt, toată frica, toată teama, toată preocuparea cu problemele vieții acestea, provin din realitatea că sunt prea departe de Dumnezeu. Și vreau mai mult decât orice să mă apropii în mod autentic de Dumnezeu. Nu să-i cer ceva, ci să găsesc ce mi-a dat deja. Să mă bucur de tot ceea ce am și tot ceea ce sunt. Să înțeleg odată pentru totdeauna că partea mea este Dumnezeu. Și îmi doresc asta pentru fiecare dintre dumneavoastră. Îmi doresc ca zbaterea aceasta prin care trecem și prin care știu că mulți dintre voi trec să se termine odată. Ca Duhul Domnului să lucreze în inimile noastre și să le transforme în așa fel încât să nu ne lipsească nimic. Domnul să îndure și Domnul să lucreze. Amin.